Am mai participat la șervăcuții de la sezonul 5. Am mers în bootcamp până la alegerea echipelor. Dan Erbărescu, voi sunteți cei de care ne despărțim acum. Am revenit la șef la cuțite pentru a avea a doua șansă de a intra în echipa unei dintre șefi. Data trecută am pregătit o supă cremă de pras. Acum am pregătit o supă cremă de creveți. Când mă vor vedea, o să spună omul cu supele. În sezonul 3 șef la cuțite nu am reușit să ajung decât până în ultima zi de bootcamp. Pentru cei care nu v-ați auzit numele, vă mulțumim că ați venit. Sperăm să ne revedem și în sezonul următor. Și iată-mă aici, în sezonul 6, mă simt mult mai motivat decât data trecută, mă simt mult mai pregătit și sunt gata să dau tot ce e mai bun din mine. La ce vreau să mă? A inox. E desert. Hai, și hârți. Opa! Sanjac, băi! Că ești, băi. Hopa, hopa! Piure de... Hai să-l gustăm, oricum. Tăte, e spumelăcit, așa e. Mâncărică de copii, la borcan. Desert. Supă cremă ciorbă. El are 3 de ani. Du-te, dracu, mă, că ție zice cineva, mă. Lasă-mă în pana mea. Supă cremă de... Morcovi. Cu creveci. Așa ca și... Consistența e ok. Fiind rece, calda asta era mai moale un pic. Aha! Salut! Bună seara, șef! Te știu de undeva. Sezonul 4, dacă nu mă înșel, anul trecut în vară. Robert. Da. Burgeri. Burgeri, da. Da, din ce? Din vită și porc. Nu știu, mi-a dat panică totală când a gustat. Acum, dacă ai merge mai vezi departe, din echipa căruia dintre noi ți-ar plăcea să faci parte? Deși am fost supărat, dar eu cred că tot din dumneavoastră, din partea, din echipa dumneavoastră, frumos, aș putea face parte. Iete, băiatul! Bună seara, faceți, domnule! Te cheamă Cătălin! Mă cheamă Dan. Bă, vă nu mai țineți minte de sezonul trecut, vorbesc serios. Cu supa cremă de praz? Halul ăsta de bătrâni ați ajuns? Avea supă cremă ciudată la textură, gust da, așa. Da, era un turcoaz la culoare. Oleu. Ce e, mă? Castravete? Nu e castravete. Nu? Păi, eu cred că e o rețetă mexicană. O supă cremă de ardei gras, sincer. Nu prea are gust de ardei gras. Nu are gust de ceva. Important e să vă placă. Am obținut două cuțite de la dumneavoastră și am mers mai departe până în Burcea. Cine nu ți-a dat? Șef Florin Dumitrescu. Rău tăci. Rău, bă, rău, bă. E invidios pe supe de la o vreme. Nu dar de ce nu ți-a dat? Ce s-a întâmplat cu el? Dar de ce nu ți-a dat? Nu știu. Întrebați pe dânsul. Oh, hei! Hei, Dan, hei! Hei, foarte tare, mulțumesc! Hei, hei, hei! Hey. Dar textura supei tale a fost un pic ciudățică. Yes! Yes!